Despre meci, da, mă rog, am început meciul nu tocmai bine, o primă repriză pe care nu am reușit să o controlăm, deși ne-am propus lucrul acesta, ne-am propus o posesie mai bună, nu am reușit lucrul acesta. Am primit și un gol din un șut foarte frumos. Nu cred că ne-au surprins cu nimic, știam că or să joace foarte mult cu mingi lungi pe Roman, pe Devier și că pe faza defensivă o să fie un joc de luptă. Repriza a doua, cred că am intrat mai bine după pauză, am mai făcut și câteva schimbări, după care am reușit să ne creăm câteva ocazii importante. Am sperat la mai mult, sincer vă spun, dar nemulțumit și cu un punct. Da. Da, niciun meci nu seamănă cu celălalt și eu am sperat să fie la fel, să începem la fel meciul. Ați văzut de aceea am și început cu aceeași echipă, pentru că am fost mulțumit de evoluția jucătorilor din meciul cu FC Brașov. Dar mă bucur că de fiecare dată jucătorii care intră de pe bancă au evoluții foarte bune și își aduc aportul la victorie sau, în cazul de astăzi, la egal. Când astăzi a fost N'Golo din fericire. În ultimele 10 minute ați revenit la sistemul acela cu care a fost și la meciul de acolo. A fost un succes de sistemul ăsta? Nu o să fie un sistem pe care o să-l adoptăm din primul minut. Sunt decizii pe care le luăm în timpul meciului. V-am spus, nu mă mulțumește niciodată un rezultat de egalitate, de aceea l-am și ținut până în ultimele minute și cred că se putea mai mult astăzi. De când ați venit, ați rulat aproximativ, de fapt, tot locul, mă refer ca prin 11. Da. Când credeți că s-ar putea apropi la 11? Niciodată. Nu, niciodată nu o să vedeți lucrul acesta, pentru că nu, în filozofia mea nu există 11 jucători, 7 rezerve și alți jucători care vor sta tot timpul în afara lotului. Nu. În funcție de evoluția lor din teren, vor rămâne sau vor merge pe banca de rezerve. Sunt jucători de valoare apropiate și oricare jucător din echipă are șansa de a juca titular. Da, suntem încrezători în meciurile care, pentru meciurile care urmează și dacă nu am reușit să câștigăm astăzi, v-am spus, ne mulțumim și cu un punct, chiar dacă nu ne ajută foarte mult în clasament.